Bună ziua, eu sunt Camelia Chira și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Bună ziua, bine ați venit la o nouă lecție. Astăzi o să facem acest exercițiu. Să vedem modul de rezolvare. Și să începem. Noi avem aceste necunoscute, vedeți? Și eu am să notez, am să iau și am să notez prima față. Așa. O să notăm cu X. Ochelarii. O să notăm cu Y. Așa. Și ce mai avem? Mai avem o față tristă. Și o să notăm această față tristă. Ia uitați-o. O să notăm cu Z. Și o să le luăm pe rând. O să le luăm. Și o să luăm prima ecuație. O să înlocuim cu X. X plus X egal cu 30. Și avem X plus X egal cu 30. Deci aceasta este prima. Și de aici o să ne rezulte că 2X este egal cu 30. Și rezultă că X este egal cu cine? Cu 30 de împărțit la 2. Deci cu 30 de împărțit la 2. Și dacă împărțim și numitorul și numărătorul cu 2, da? O să ne rezulte că aici o să rămână 1, aici o să rămână 15, că este egal cu 15. Da? Deci x-ul nostru, o să-l scriem aici. O să scriem că x-ul nostru este egal cu 15. Și am aflat prima necunoscută. Acum să mergem mai departe. Avem y-ul. Chelari și noi am notat cu Y și avem ochelar denunțit cu ochelar, deci Y denunțit cu Y. Avem Y denunțit cu Y minus, ce mai avem aici? Mai avem minus care l-am notat cu X, această față cu X. Deci minus X minus X este egal cu 10. Și ce avem? Y denunțit cu Y. Deci rezultă că Y denunțit cu Y ne dă Y la a doua minus X. Și X-ul nostru cât este? 15. Deci minus 15. Așa. Egal cu. Cu cine? Cu 10. Da? Și ce facem aici? O să trecem termenul fără Y aici, cu semn schimbat, și o să avem Y la a doua este egal cu cine? Cu 10. Și 15 îl trecem cu plus. Plus 15. Și este egal cu 25. Da? Și Y-ul nostru. Deci Y-ul nostru egal cu 25. Deci Y este egal cu radical din 25. Egal cu radical din 5 la a doua și este egal cu 5. Deci Y-ul nostru este 5. Deci Y-ul nostru este 5 și l-am aflat și pe Y. Acum să mergem mai departe. Și aici în a treia ecuație, deci nu-l știm pe Z, l-am aflat pe
X, l-am aflat pe Y și egal cu 15 și să-l aflăm pe Z și înlocuim. Deci avem Z-ul nostru da? Avem Z-ul plus am notat cu X plus X de împărțit la Y că l-am notat cu Y ochelarii. Este egal cu cine? Cu 15. Și ce facem aici mai întâi? Mai întâi aici o să facem împărțirea și după aceea o să facem, deci facem mai întâi împărțirea și apoi o să facem adunarea. Și știm că X-ul nostru este 15, Y-ul este 5 și acum înlocuim. Avem Z plus X-ul nostru, care este 15, de împărțit la 5, egal cu 15. De aici ce ne rezultă? Că Z plus, deci facem mai întâi împărțirea, 15 împărțit la 5 o să ne dea 3, egal cu 15, da? Și Z-ul nostru, egal cu cine? Cu 15. Și 3-ul ce facem? Îl trecem cu semn schimbat în partea a doua. Minus 3. Și egal cu 12. Da? Deci Z-ul nostru este 12. Avem X egal cu 15, Y 5 și Z-ul 12. Și avem de calculat ultima ecuație care este... Avem da? Z-ul nostru este 12. Și ce știm? Aici avem 3 de Z. Da? Deci 3 este echivalentă cu 3 de Z de înmulțit cu un X plus ochelarii care noi l-am notat cu Y și egal cu semnul întrebării. Da? Și 3Z-ul cât este? 3 ori 12. 12 de înmulțit cu X cu 15 plus Y-ul nostru care este 5. Și egal cu, deci o să facem calculele și o să ne dea, deci 3 cu 12, hai să scriem dedesubt, 3 ori 12, de înmulțit cu 15, plus 5, egal cu, și dacă facem calculele, o să avem 3 ori 12, 3 ori 2, 6, 3 ori 1, 3. 36 de înmulțit cu 15 plus 5. Și acum calculăm 36 ori 15 și ne dă... Deci aici o să avem 540 plus 5, da? Și rezultatul nostru este de 545. Deci, ecuația noastră, am ajuns la acest rezultat, care este egală
este egală cu 545. Deci, am aflat. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă aștept la alte lecții, din ce în ce mai interesante. Să-mi lăsați mesaje în comentarii cu ce nu știți să faceți. Și dacă aveți nevoie de ajutor pentru anumite probleme, chiar și în geometrie, în algebră, până în clasa 8-a, eu vă ajut cu mare, mare plăcere. Vă aștept și pe pagina mea de Facebook, Matematica cu Camelia Chira. Mă găsiți acolo și îmi lăsați mesaj și dacă doriți să facem în direct, să vă explic pas cu pas anumite exerciții, eu sunt disponibilă. Vă doresc multă sănătate și ne vedem cu următoarea lecție. La revedere! O zi frumoasă tuturor! Eu sunt Camelia Chira și la următoarea lecție vă pup!